poveste, povestire, bazm, fapt. Fost odată ca niciodată, aceasta este legenda capitanului Penaldo și povestea loviturii uimitoare penaltiul din vole. Totdeauna au fost jucători și jucători, unii mai buni decât alții, dar unul era unic și a fost predestinat să fie cel mai mare dintre toți. El era capitanul Penaldo. Fața îi strălucea de la minunăția lui fantastică. Abilități uimitoare, rezistență, calități fizice. Nimeni nu știa de unde îi vin aceste puteri. Un element important era baza lui specială de antrenament. Doar deschizând poarta și pășind pe teren, umplea aerul de o energie debordantă și pământul începea să tremure. Strămoșii lui au oferit profeții în care au prevăzut o execuție unică și specială pe care Penaldo o va face să-și umilească și să sfideze adversarii. Se apucă să lucreze pe terenul de antrenament și în final elementul special de care avea nevoie era finalizat. Acum putea să exerseze execuția fantastică. Nu a fost ușor de la început, dar niciun supererou nu a deprins abilitățile sale speciale într-o singură încercare. O, ce minunăție va fi! Șut după șut, încercare după încercare, până când execuția specială a fost realizată. Și când veni momentul, știa ce trebuia să facă. Era doar o chestiune de timp. Aștepta doar fluierul arbitrului și apoi nimic nu l-a mai putut opri. El era capitanul Penaldo și acesta a fost penaltiul din volei.